Scarlatti Riza susține că adjuncții lui Liviu Dragnea l-au contactat insistent să revină în PSD, dar i-a refuzat pe motiv că PMP a avut rezultate foarte bune la alegerile locale din Gorj. Nu l-au contactat șefii lui Cârciumaru, nu Cârciumaru, și m-au rugat și eu am zis pas. Nu sunteți dispus să renunțați la munca noastră? Auziți, eu aproape un an de zile am muncit în loc să mă duc la servicii, să mă duc prin par, să mă plin. Am muncit să fac propaganda Partidului Mișcarea Populară și acum să dau cu piciorul la aproape un an de muncă, nu fac treaba. Și deputatul Vasile Popeangă este hotărât să rămână în PMP după scorul bun pe care partidul l-a înregistrat. Eu sunt un om care am principii. Și din momentul în care am plecat dintr-un partid și în momentul în care am făcut declarații despre conducătorii acestui partid, în speță cei doi mari conducători, Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu Vâlcea, Eu sunt un om care am și demnitate. Pot să-l sun pe Cârciumaru să-l rog să mă reprimească în partid, chiar dacă cei de la centru ar dori. Reprezentanții PSD susțin că nu s-au purtat discuții referitoare la revenirea deputatului Scarlatti Riza în partid. Aceștia spun că, de fapt, revenirea în PSD este mai degrabă o dorință a lui Riza, pe care speră să-și o materializeze prin lansarea zvonurilor, însă nu neagă că astfel de discuții ar fi putut fi purtate la centru. Probabil sunt fie niște zvonuri apărute pe piață, fie niște dorințe ale domnilor lor, dorințe care nu au fost nici măcar spuse conducerii organizației județene. Acesta a declarat că a fost chiar sunat de reprezentanții PSD pentru a se întoarce în partid. Este posibil atunci ca discuțiile să nu fie purtate la nivel județean. Discuțiile ținând cont de calitatea de demnitate pe care o are parlamentarul, să se poartă discuții la nivel central. Cu toate acestea, liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a fost cel care a declarat la o emisiune TV că un deputat PMP insistă la centru să fie reprimit în PSD.